O să fac un test acum, să vedem cât stropește. Este foarte eficient, trebuie să văd cum să fac reglajele, că bagă prea multă soluție și nu e ok, trece imediat. O să fac eu câteva teste. Așa, o să vă arăt ce modificări am făcut. Am pus lancia asta, mai avut eu o lancie lungă de 3 metri, așa. Pus diuzele astea, merge foarte ok. O să pregătesc soluția și o să stropesc pomii. Lancia asta de aici este foarte bună, pot stropi până la 6 metri, numai toată chestia e că trece multă soluție, cu cât stropești mai departe aruncă jet de soluție, ar trece multă. Deci într-un minut pulverizează undeva pe la 8 litri de soluție. Așa că o să folosesc lancia asta lungă. La pomii foarte înalți, eventual o să pun o scară și să văd cum fac, dar atomizorul este ușor, o să pregătesc cam 10-15 litri de soluție de fungicid cu insecticid și o să stropesc pomii.
Vreau să vă arăt ce am făcut. Deci asta este lancia de 3 metri. Aici i-am pus o diuză din asta, pentru că alea nu au rezistat din plastic, se sparg. Și merge foarte fain. Pufăie substanță, așa ca și cum ai dat cu spray-ul. Frumos face. Așa, pe aici pe undeva sare puțină soluția, o să pun o garnitură mai groasă. Am înlocuit garniturile, să vedem dacă am rezolvat problema. Deci pulverizează și ceață și jet. Putem folosi această diuză. Am schimbat garniturile, am pus puțin mai groase, astfel încât să nu mai curgă. O să pun și cealaltă lance, să vedem cum merge. Aici se reglează cât de puternic o să fie jetul de la asta. Să facem un test.
Deci această lance merge foarte bine, pulverizează pe o distanță mult mai lungă, dar trece mai multă soluție. Poate fi reglată să pulverizeze și un jet mai fin, dar nu poți stropi pe distanțe lungi cu lancia aceasta. Așa că la pomii mici este bună, dar eu o să folosesc asta la altă lance mai lungă de 3 metri, pentru că îmi este mai utilă mie. Cam atât am vrut să vă zic despre acest atomizor. Am zis că fac o comparație și cu atomizorul de la Ruris, dar nu o să mai fac acum, pentru că atomizorul acela pulverizează ceață. Este mai bun în perioada când pomul are frunze, dar este puțin mai greu, este greu de purtat în spate. Momentan prefer pulverizatorul acesta. Cred că și pulverizatorul cu baterie funcționează la fel de bine. Acum fiecare trage concluziile care vrea din acest videoclip. Vă cumpărați ce credeți că este bun. Momentan mie îmi place cu acest atomizor, sper să fie bun, să țină motorul și să-l folosesc măcar vreo 3-4 ani. Vă salut!